Eugen Nicolicea explic strategia puterii împotriva Feldna, de ce se încearcă limitarea rolului președintelui. Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, explic strategia coaliei pe subiectul revocrie Feldna, cerut de ministrul Justiției și respins de președintele Iohannis. Potrivit lui Nicolicea, guvernul va formula sesizarea la CCR. Dreptul de a face sesizarea aparine președinilor celor două camere ale Parlamentului, dar asta nu depinde de votul parlamentar, ci de voina unuia dintre președinii. Evident ce fiind implicată autoritatea judectorească, partea care ține de doamna Covesi. Ministerul Justiției, ce ține de guvern. Președintele, guvernul va fi cel care probabil ce va face această sesizare, a declarat Nicolicea la Digi24. Întrebat dacă puterea PSD-ALDE îl susține în acest demers pe ministrul Justiției, Nicolicea a răspuns, este evident ce dacă punctul de vedere al domnului ministru nu ar fi fost acceptat, nu există această solicitare. De obicei, punctele de vedere ale majorității parlamentare sunt făcute de Ministerul Justiției. Eugen Nicolicea a explicat de ce coalia încearcă în mod sistematic să reduc din rolul președintelui. Atunci când au fost făcute legile, se vorbea despre o colaborare loială între instituții. Aceasta nu a mai existat de când a apărut președintele Juctor. De aici încolo, prevederile legale nu mai sunt pentru oameni care colaborează. Ele trebuie modificate, ce se nu mai pot fi folosite de persoane abuzive. Aproape fiecare lege este trimis la reexaminare sau contestat la CCR. Rolul președintelui e exagerat. La fiecare lege trebuie să ținem cont ce va avea o întârziere. Dacă CCR va consta ce sunt îndeplinite condițiile pentru conflict juridic de natură constituțional, PR-urile implicate trebuie să se supun deciziei curii. Dacă CCR va decreta ce nu există conflict, nu se întâmplă nimic, a declarat Nicolicea.